11 meciuri, niciun gol și nicio pasă decisivă. Este bilanțul lui Ionis Zicu la Petrolul în cele 6 luni de zile. Din cauza randamentului sub așteptări, conducerea clubului a decis să scape cu orice preț de jucător. La sfârșitul acestei săptămâni, Petrolul a reușit în mod oficial să se despartă de Zicu prin rezilierea de comun acord a contractului de joc. În urmă cu câteva zile, mijlocașul declara că pleacă fără probleme dacă clubul îi plătește restanțele în valoare de 50.000 de euro. Oficialii Petrolului au anunțat că s-au despărțit de Zicu, iar în această situație vor trebui să caute alt mijlocaș ofensiv pentru Răzvan Lucescu. Acesta a încercat să-l facă pe Zicu jucătorul de altă dată și chiar la reunirea cu public din această săptămână, antrenorul mai avea ambiția necesară să lucreze cu jucătorul. El a fost adus la Ploiești de Cosmin Contra odată cu Adrian Mutu, iar suporterii sperau că prin venirea lor Petrolul va da lovitura. Acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece Petrolul a terminat campionatul tot pe locul 3 și a ratat finala Cupei României.